Leul a continuat să se deprecieze în prima parte a sesiunii interbancare. Cu toate astea, o apreciere a efectelor nu se poate face imediat, deși mulți se întrec în estimări. O certitudine totuși există dacă ne referim la împrumuturi și dobânzi pe termen scurt, adică, mai precis, există efecte. În 2013, volumul creditelor în valută a scăzut undeva la 5-10% din totalul portofoliului pieței bancare, românii axându-se pe împrumuturi în lei. Dacă mergem pe varianta de creditare în roni, la momentul actual, după noile reglementări ale Băncii Naționale, cu siguranță rata creditului achiziționat în ron va scădea. Dacă mergem pe varianta de euro, cu siguranță rata va crește, datorită impactului negativ a cursului asupra monedei naționale. Care este impactul asupra dobânzilor? Repet, în aceeași poveste ne ducem pe două direcții, creditarea în valută și creditarea în lei. Dacă mergem pe varianta creditării în lei, dobânzile scad conform planului stabilit de Banca Națională. Dacă mergem pe varianta creditării în euro, dobânzile rămân constante, numai că o să o resimțim în ceea ce privește rata. Cum vor resimți cei care se împrumută la bănci în buzunar această depreciere? Întrebarea dumneavoastră este o întrebare de termen lung. Eu pot să vă spun că pe termen scurt, o să simtă, însă pe termen lung nu putem motiva sau nu putem aduce argumente în favoarea sau defavoarea acestei idei. Este foarte posibil ca pe termen lung să nu resimtă foarte puternic. Este foarte posibil, pe de altă parte, să resimtă foarte puternic. Lucrurile acestea ne va spune piața. Deocamdată asistăm la niște mișculații pe început de an. Mai departe vom vedea. Așadar, în situația dată, românii ar fi bine să facă credite în moneda națională. Deși pare un paradox, specialiștii spun că deprecierea leului este benefică pentru economia României. Și asta pentru că favorizează balanța de plăți externe a țării într-un sens pozitiv.